Deci ca eu să cuceresc o fată, astăzi o să facem un film despre mine însumi. Mănânci de urât, nu? Nu. Și o să vin pe la fiecare și fiecare o să aveți din întâmplare pregătite câte 5 lucruri frumoase despre mine. Dar Miha... Deci câte 5 lucruri frumoase... Duțu, unde mergi? Duțu, 5 lucruri frumoase trebuie să zici. Deci briefing. Ia să mă uite pe blogul lui, foarte important ce urmează, acum nu mă trebuie să scriu. Ultimul postament este un JPEG, ce clic pentru, aici pentru a mări. L-au clic acolo pentru a mări, mă rest. Ce văd? Ibrahim underscore rom. Salut. Salut. Sunt Darius. Trecând. Trecând peste aceste detalii. Și asta a pus el pe blog, bietul amețit ăsta de Liviu, propriu-zis prietenii, de drept, și scria sus, uite ce mai face lumea când are treabă. Și după care ne uităm la comentarii, în care 6 comentarii, 3 de la el și 3 de la prietena asta. Vlogul iubitu, nu haideți, vlogul meu puteți, vă dau eu vlogul. Cum sunt la comentarii lor? Ideea e că ăsta e necruțător. Deci e necruțător, deci din alea. Da, mă, cum? Taci! E foarte vehement. Deci vreau să te am, cum discutăm. Nu, de nesimțit! Nu, zi, ce, dacă am citat avantajul. Hai că dacă... Asta așa patru, că ai patru țâțe, înseamnă ceva. Nu. În lumea femeilor... Nu am patru țâțe, mă, nu înțeleg eu unde ai scos tu cu patru țâțe. Nu ai patru țâțe, două țâțe și patru sfârcuri, na. Două rămas fără cărni, barcula, ești ca scroapa aia care... Deci ăsta e primul lucru, e bine care l-ai zis. Bun, zi. Trei lucruri de bine despre mine. Care vin încă prima dată? Da. Hai, zi. Zi, cum te-am învățat? Citește-ne pe mail, că v-am trimis la mine. Ce să zic? Lucruri bune despre mine. Ești pufos. Gras. Lucruri bune despre ești pufos. Chiar dacă ești gras. Ai experiență cu dezvirginatul. Și... Și nu cheltui mult pe haine. E bine, e bine. Mie îmi place cu ceva sincer. Bun. Zi trei lucruri. Trei? Da. Mai încolo. Acum! Îmi place că știi să păstrezi o prietenie intactă. Când la bateria. Ca la cam prima zi. Ca cozi înainte să ne cunoaștem. Cu gagici, ce să zic? Cu gagici, zic cu gagici. Ești, cum era, stai că pune melodia aia de alu. Deci Romeo fantastic, când se trezește, are un singur gând să te elimine pe tine de pe piața muzicală. Arată-l pe Romeo fantastic. Știi că are un concurent deosebit în tine. Ești asta cum se numește când nu înșeli. Loial? Așa, ești loial. Păi n-am pe cine înșela, cam de aia ești loial. Așa. Ești un liber cugetător, deschis noilor tendințe pe piața publicității. Nu mă, că acum vorbim de aici. Trei lucruri. Începem, mă, trei? Da.
cam mai multe. Aoleu! Mai dai și la alții. Prospectat până acum. Astea sunt cele mai mult de trei lucruri, astea două. Da. Hai mă, că era important, ăla că ești prieten cu alții. La tine vrei să vin următoarele dată? Nu, nu, stai. Hai, vreau să... Te mai las? Nu mai las. Du-te de aici! Ce zice, măi? Trei lucruri bune despre mine. Mai am numai 33 de minute. Trei lucruri bune despre tine? Au, 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 au! Au! Spirit. Bă! Adi! Adi, stai! Zi-mi trei lucruri bune despre mine. Ești nervant de trei, mă. Nu, zi, trei lucruri bune, trebuie să, de când ești timp să fi găsit măcar atâtea trei lucruri bune. Păi, odată e că ai lipsit atunci două săptămâni. Așa e un lucru bun? O lună a lipsit, dragă. Și în fiecare săptămână a fost un lucru bun care lipsit trei ori și bonus, încă o săptămână, patru lucruri bune. Îți ghi destul. O să șterg și aici. Eu un om spus sau un... Despre mine zici? Trist. Ca să te pe mâna întâi cărui cu mine. După cum ți-am zis 6 ani. Zi mai tare! Ești dezgustat, ești scârbit, dezamăgit, sobru, trist. Iar tu, pe de cealaltă parte, ești incapabil de a fi trist. Și miroși frumos. Am putut. Două. Nu zi, Dursa. Ce să zic? Trei lucruri bune despre mine. Dar nu există așa ceva, nu cred. Place că îmi dai tu la finalitate. Mă, ce m-ar putea ajuta la o futai dacă nu te superi? Cealaltă chestie că nu înțeleg nimic de pe jec când îți scrie în limba română. Ar fi lucru să-i tradu lui Dursa. Nu? Ce trebuie să zică? Zi pe ungurește, zi-mi cuvintele tale. Nu pot fi masă despre tine, nu despre fete. Despre mine raportat la fete, pe maghiară, vă rog. Ești sexy. Hai, Călin, că n-am numai până aici. Ce mai e? Lucruri bune. Te mă scăbezi în fiecare zi? Nu chiar. Asta e un lucru bun. Am zis unul. Cât dracu e? Trei, mai două. Un lucru bun este că nu te masturbezi în fiecare zi. Și al doilea lucru bun? Mai gândesc. Faci. Zi un lucru bun despre mine. Nu pot. Mă, unu. Nu pot. Unu, orice. Nu pot. Inventează. Nu mă duce capul. Anca, zi un lucru bun despre mine care îți vine în cap. Cât îmi dai? Corci mine aici. Petresce, zi un lucru bun despre mine. Numai unu? Da. Păi, mi-am pregătit vreo 5. Zi la întâmplare. Nu știu, place care mi se foarte bine. Zi al doilea lucru. Al doilea lucru. Că îmi place cum ai zis că pe 5 lucruri pentru care puteți să-ți vezi despre tine. Dar n-aia nu-ți permite, da, nu-mi permite timpul. Zic că tu ești singurul de care nu-mi pasă. Adică? Adică tu nu trebuie să spui niciun lucru bun despre mine, că nu mă interesează. Ok. Este un personaj care clar atrage atenția oriunde ar...
pusit. Ne-a trebuit să ne gândim ce relevanță are asta pentru consumator. Să este cu fata aia la o... Shawarma. Da, pe shawarma. Ar fi capabil să primească o shawarma pe gratis. Exact, doar pentru, doar pentru că există, că, da. O rugăminte. Ia de bărbat. Pentru că dă senzația asta că poate ocroti. Realmente. Mai are un avantaj. Nu a citit nicio carte niciodată. Niciodată, ca, din punctul de vedere, nu știe să mintă. Noapte bună.